Asta noapte la Peresecina. Da. Erau orele 12. Eu deja m-am oprit cu motocicleta. Am coborât pe ea și m-am început să saluta cu... La un local public acolo, da? Da, da, da. Erau prieteni de mei, tare mulți oameni prin prejur. La un moment dat, pur și simplu, poliția rutieră s-a oprit, o mașină de poliție rutieră s-a oprit. Un polițist a ieșit cu pistoletul, altul prin spate mi-a luat cheile din motocicletă, casca. Casca o pun pe motocicletă. Ghidon, da. Da, o luat-o repijor și după care prezintă actele. Zic, scuzați, dumneavoastră, cine sunteți? Și el nu vrea să prezinte. Zic, cine ești tu și mucos ești tu că eu să mă prezint? Oho. Și am spus, eu sunt... Cetățean. Mă prezint eu. Eu sunt cetățean Republicii Moldova, Șatropa Dumitru. Eu sunt proprietarul acestei motociclete. Zic, prezintă actele. Zic, nu, prezentați întâi dumneavoastră, cine sunteți, zic, am și eu drepturile mele, este obligațiunea dumneavoastră să vă prezentați, după care prezint și eu actele. Și zic, tu ești șmecher, știi legea, da? Zic, nu, sunt șmecher, pur și simplu, da, știu legea într-adevăr. Zic, sui cu noi mașină și noi să spunem legea pe drum. După care am spus, eu nu mă urc cu dumneavoastră mașină, din motive că nu știu cine sunteți. Prezentați-vă, spuneți așa o chestie. Pentru ce dumneavoastră doriți să actele? N-am încălcat niciun regulament de circulație. După care n-am spus nimic, a luat, s-a urcat pe motocicletă, zice că noi să ne mai întâlnim, să dăm ochii și să vorbim altfel. Și s-a pornit, s-a dus. Și azi la comisariat ce ai aflat? Că ți-a făcut? Ai sunat atunci imediat la poliție, da, ți-a răspuns în doi peri, da. Dar azi la comisariat ți-a spus că plângerea e înregistrată. Plângerea e înregistrată și mi-a spus că motocicleta se află la parcare de amendă, după care mi-a spus că am consumat alcool și motocicleta e fără acte. Aha. De motivul ăsta, da? Da, de motivul acesta. Eu le-am lămurit. Încă aseară le-am spus. Dacă dumneavoastră sunteți polițiști într-adevăr, uitați-vă numerele, după cine sunt matriculate, zic așa sunteți. Zic că tu pe mine să mă învăț și trebuie să fac eu. Da, da. Zic că eu vă dau un sfat, nu că eu să vă învăț. Și așa s-a întâmplat. N-am mai văzut nici motocicleta, nici... Deci nu a făcut proces verbal, nimic, pur și simplu a urcat și s-a dus, da, motocicleta ta. Dus, da. Dar zici că ai vrut să filmezi. Da. Era noapte ce puteai să vezi. Da, era, da. Oricum era. Și ei s-au împotrivit, au zis că n-ai voie să filmezi. Da, da, eu nu sunt Britney Spears să mă filmez. Așa au zis eu. Da. Oricum îți devină vedetul, să aflăm cum îl cheamă. Ce da. Număr ai zis că avea mașina lor? 0339. Mai ei. Mai ei, da, cu Skoda. Bravo, să aflăm ce. Poate o folosește, poate lui trebuia azi o motocicletă și de asta și-o luat-o așa. Tot ce posibil. Pentru minima informație, ei se află la parcare. Și nu ești? Nu, nu, tot nu se vede că nu ești. Nu. Mă interesует мой мотоцикл. Какой? Вчера, ну, сегодня ночью вот здесь. Есть такой. А где он? Спрятала. Вернее, продала, продала. Уже? Уже? Уже, конечно. Такой Ямаха или что? Да. Справочку и гроши, и я вам отдам его. Нет, так я вас понимаю, что вы... Я просто хочу на него взглянуть. Взгляните. А вы что, даете, если у него есть документ что? Из полиции? Вы возвращаете, если у него есть документ из полиции? Конечно. А. Значит, вы важная здесь? Значит, я важная. Конечно, важная. Самое главное? Конечно, на сейчас самое главное. Стой. Да. Чай, акты пил? Valabil, da? Valabil, da? Da. Și ieri nu l-ai prezentat pentru că nu s-a prezentat ei, da? Da. Acestea sunt numerele mele. Și ai de gând să recuperezi fără ca să plătești bani? 100%. Pentru că nu sunt vinovat. Și ești cu Gheorghe Scaelent? Da. Ca oameni. Nu i-a făcut nimic, e în regulă. La prima ce... Asta este rupă. Și nu era. Nu. Uite. O părți, că dacă m-a picat jos. S-a plimbat băieții, da? Da, da. E ca asta la modă, nu știu.
Blatnai. Mai vin o dată la procuratură, mă convin. Că nu e niciun procuror de serviciu duminică pe 7 august, da? Nu. Am tras de ușă, am abătut să văd, poate, poate dorm. Iar după ce au făcut vreo să cătuie de lux cu motocicletă, să spun. S-a obosit. Procuratura NEMA. Da. Asta e procuratura. Deocamdată nu te-ai agitat cu nimic. Potriva abuzurilor polițienești. Da. După care... La comisariat tu zici că nu-ți primesc nicio plângere. Nu, mi-a primit-o. Ai înregistrat-o, da? Am înregistrat-o, am fotografiat-o. Și ai o copie, da? Nu, copie nu mi-a dat. Dai numărul de înregistrare, da, știi că ăsta-i numărul. Am numărul, este pus ștampilă, tot. Perfect. Înregistrat-o, nu-i problemă. Procuratura s-a purtat mult mai frumos, cred că altcineva. Astăzi. Procuratura nu, comisariatul. Comisariatul. Procuratura, da. Nu-i deloc. Da, procuratura e zero. Procuratura de duminică s-a obișnuit la pădure.